Bună ziua, dragi fermieri! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Euroferma și continuăm ciclul emisiunilor Afaceri de familie. O grapă rigidă cu colți era un echipament agricol. Nivela solul și spărgea bolovani. În vremurile trecute, fiecare fermier își făcea singur o grapă rigidă. Acestea erau de cele mai multe ori confecționate din lemn și nu țineau niciodată prea mult. Rune Stark din Vaderstad a fost un fermier ce avea un sol argilos. În atelierul fermei sale, acesta a construit o grapă rigidă cu colți pentru uzul propriu. Era atât de eficientă încât câțiva din vecinii săi, fermieri, l-au rugat să le construiască și lor câte una. Acesta a fost începutul la ceea ce astăzi este o firmă constructoare din Vaderstad, iar familia Stark a transformat în renume localitatea natală. Le vom spune familia Vaderstad. Suntem bucuroși că ne aflăm aici la Vaderstad ca să vizităm familia și compania dumneavoastră. A pleasure. A pleasure for us. We understand that this business it is a family business. Am înțeles că aceasta este o afacere de familie și de la acest lucru am dorit să pornim. Okay. Dumneavoastră reprezentați a doua generație care lucrează în companie. Yes, I am. I was 11 when my father started. Da, așa este. Aveam 11 ani când tatăl și mama mea au început această afacere. My parents were farming on a 30 hectare farm. Părinții mei erau fermieri la o fermă de 30 de hectare. La acel moment era o viață grea și erau două oportunități pe care le puteai avea la începutul anilor 60. Una era să renunți la fermă, să o vinzi sau să o închiriezi, iar părinții să-și iau un serviciu obișnuit. Iar cealaltă situație era să facă ceva pe cont propriu, să aducă venituri suplimentare și să întărească veniturile familiei. Tatăl meu a avut ideea de a construi o grapă rigidă cu colți. Este cea pe care v-am arătat-o în fotografie și pe care o avem și în ziua de astăzi în fabrică. That was the small start. Acesta a fost începutul începuturilor, pasul cel mai mic. La acea vreme aveam 11 ani și am încercat acest nou tip de implement chiar în ferma noastră. Apoi, vecinii noștri fermieri au venit pe câmp și au văzut utilajul și au spus tatălui meu, Rune, acest lucru arată foarte bine. Poți să faci și pentru mine unul la fel? Aceasta a fost prima comandă pe care a primit-o și acesta a fost începutul istoriei. Așa a fost în urmă cu 51 de ani. Bănuiesc că această descoperire a adus modificări în felul de a lucra pământul. A fost ceva diferit față de tehnologiile vechi? It was absolutely different. Cu siguranță a fost ceva deosebit și diferit, iar acest lucru s-a mai întâmplat ulterior în dezvoltarea companiei. Cu această unealtă, puteam să facem mult mai bine ceea ce făceam înainte. Această unealtă a devenit foarte populară, întâi regional și apoi în cercuri din ce în ce mai largi, până în celălalt capăt al lumii. All over the farming community in Sweden. În scurt timp, acest utilaj a devenit cunoscut în întreaga comunitate de fermieri din Suedia. Și apoi a început și partea de export în zonele învecinate. Fermierii norvegieni erau încântați. Cei danezi l-au văzut. A fost ca o aruncare a pietrei în lac, care produce cercuri din ce în ce mai largi. Așa se întâmplă mereu. Am făcut apoi și mașinării noi și am avut noroc de-a lungul anilor. Am avut oameni foarte pricepuți care lucrează cu noi. Sunt conștient că oamenii sunt cu adevărat totul. Lucrurile au mers mână-mână și am ajuns să fim activi în 40 de țări. Iar România este una dintre cele mai recente țări în care am înființat propria firmă de vânzări. Iar de acest lucru suntem încântați și lucrurile merg foarte bine. Haideți să mergem din nou puțin înapoi la începuturi, atunci când părinții dumneavoastră s-au hotărât să înființeze o companie, după ce au reușit să pună un produs pe piață, după prima comandă pe care au primit-o. A fost la acel moment decizia familiei de a pune în comun eforturile tuturor membrilor la demararea companiei ca într-un consiliu de familie, sau a fost decizia fiecăruia în parte să se alăture afacerii? I think things came gradually. My father had a very strong vision. Cred că lucrurile au venit treptat. Tatăl meu a avut o viziune puternică că putem realiza ceva cu adevărat bun. I was 11 when it started, so I'm the eldest of the four kids. Aveam 11 ani și eram cel mai mare dintre cei 4 copii, așa că am venit foarte repede în afacere, începând cu studiile de inginerie pe care le-am făcut.
Sigur, a trebuit întâi să îndeplinesc stagiul militar, dar în tot acest timp am petrecut cât de mult timp aveam în jurul afacerii, fie în partea de producție, fie în partea de service sau cea de dezvoltare clienți. Acest lucru a venit foarte firesc pentru mine. Apoi, sora mea a crescut și a absolvit studiile de asistent medical înainte de a veni aici. Iar acest lucru s-a întâmplat și cu ceilalți frați mai mici. Nimeni nu a fost forțat, dar nici nu cred că era vorba de a lua o decizie, pentru că era normal să se întâmple așa. Am fost capabili să dezvoltăm compania păstrând o relație bună între noi și cred că acest lucru a venit și din faptul că fiecare avea alte îndatoriri în companie. Andreas conduce partea de producție. Cristina conducea partea de exporturi înainte să aibă și ea la rândul ei copii și a lucrat interdepartamental între vânzări și producție, iar de 5 ani este directorul general și face acest lucru foarte bine. Iar Bo coordonează activitatea de vânzări în zona scandinavă. Dacă ar fi să reluați viața de la capăt, ce v-ar fi plăcut să faceți sau ați face același lucru? Da, recunosc. Mi-ar fi plăcut să fiu pilot de avioane, pentru că îmi plăceau avioanele. Dar dacă mi s-ar da șansa, aș face din nou același lucru. Avem o pasiune puternică față de această afacere, față de clienții noștri, față de fermieri și cred că este un lucru bun pentru omenire să poți să ajuți la producerea hranei. Ce ne puteți spune despre cea de-a treia generație a familiei care lucrează alături în companie? Așa este. În următoarea generație avem 9 veri. Primii doi, fiica mea și fiul Cristinei, lucrează permanent în afacere. Poate că în viitor, toți cei 9 veri din generația 9 vor lucra aici. Sunt foarte tineri acum, dar fiecare va fi binevenit. But everyone should be welcome. If Vedestar products normally they last very long. În mod normal, inventăm produse care să dureze mult și pot să vă dau mai multe exemple. Întâi, pot să spun că primul produs pe care tatăl meu l-a făcut în anii 60, avem încă piese de schimb pentru el. Multe dintre ele sunt încă utilizate de fermieri și ei cer piese de schimb. Mai sunt mașini care au 30-40 de ani vechime de utilizare și care azi sunt numite second hand. Second hand now is several times higher. Valoarea lor acum este de câteva ori mai mare decât în momentul achiziției. Avem un coleg, Frederic, care este director de vânzări și care este și fermier. Avea un tăvălug de 12 metri lățime, vechi, de 28 de ani. L-a vândut la un preț mult mai mare decât l-a cumpărat prima oară. Cred că acesta este un exemplu de lucru care durează. Câte afaceri știți? Care au durat? Afaceri care pot fi lăsate moștenire familiilor și copiilor dumneavoastră. Nu de puține ori sunt afacerile care, spre exemplu, începute în construcții. Începute poate într-o mică gogoșerie, să spunem, la parterul blocurilor dumneavoastră. Însă acel spațiu va fi vânat poate de o bancă pentru că afacerile ar fi foarte bune din acel vad. Așa că afacerea respectivă o să dea cât de curând faliment. Nu îmi rămâne decât să mă întreb. Afacerile din agricultură în România pot fi ele lăsate moștenire copiilor noștri? Și mă gândesc aici, domnule Vicențiu Cremeneanu, la afacerile din agricultură pe care dumneavoastră le veți lăsa copiilor dumneavoastră. Numai prin stabilitate, prin proprietatea terenului, prin contractele pe care le avem cu arendatorii, pentru că, pe lângă faptul că, să zic că stabilitate înseamnă să fii proprietarul terenului pe care lucrezi, dar consider că la fel de important este și stabilirea unor relații contractuale foarte solide și foarte bune, zic eu, cu arendatorii. Chiar dacă lucrez o suprafață de 600 de hectare, din care 225 sunt proprietate, asta nu înseamnă că celelalte hectare care sunt în arendă pentru mine înseamnă instabilitate, pentru că până la urmă este un contract între două părți și de buna colaborare pe care o ai cu arendatorii, și pot să spun că în cazul meu și al multor fermieri pe care îi cunosc și cu care am diverse schimburi de opinii, nu înseamnă că aceste contracte cu arendatorii sunt tot timpul supuse unor presiuni. Asta depinde foarte mult de cum ai tratat ca arendaș, că suntem niște arendași, cum ai tratat ca arendaș acel contract, cum ai respectat
contractul sau cum ai găsit soluții pentru ca arendatorul să fie mulțumit nu numai de acea plată pe care o faci, ci și de relația pe care o ai în timpul anului. Mulți dintre arendatorii pe care îi avem sunt oameni care au primit, persoane care au primit pământul de la părinți sau sunt la o vârstă la care pentru ei o vizită sau un ajutor într-un moment cheie este foarte important. Consider că noi trebuie să fim foarte bine pregătiți în a avea relații nu numai cu autoritățile, ci și cu cei de la care avem pământul, pentru că de buna înțelegere între noi depinde și stabilitatea afacerii. De aceea consider că o afacere în agricultură poate fi lăsată moștenire și ea depinde foarte mult de cum îți pregătești această afacere ca să o lași mai departe, pentru că cum văd la noi că ne comportăm cu arendatorii sau cu cei cu care avem relații contractuale, așa și mai departe vor putea duce mai departe această afacere. Stabilitatea nu înseamnă numai să ai pământul în proprietate, ci să ai relații foarte bune cu cei care au pământul în arendă la societatea pe care o gestionezi. Ce înseamnă agricultura pentru familia dumneavoastră? Bună ziua, bine ați venit! Afacerea de familie aici în zona noastră înseamnă o afacere care a pornit încă din anii 90. Bineînțeles că în familia noastră toți s-au ocupat de agricultură. Bunicii au făcut agricultură, că asta era singura posibilitate de a face în România, mai ales că bunicul a prins și războiul, cel de-al doilea război, a fost și prizonier. Când a venit s-a ocupat de pământ și de creșterea animalelor. Părinții au lucrat în agricultură, tatăl meu la CAP de veselul șofer, mama a fost brigadier, apoi președinte CAP și după 90, odată cu pământul pe care l-am primit de la bunici ca moștenire, am început o afacere bazată la început pe o suprafață de 6 hectare pe care cultivam de toate, sfeclă pentru zahăr, pentru că încă funcționa fabrica de zahăr de la Corabia, aveam o jumătate de hectare de sfeclă de zahăr, aveam porumb, grâu, orz, floarea soarelui, și cu aceste și lucerna chiar, că creșteam animale în continuare și trebuia să ducem creșterea animalelor mai departe. Ulterior, văzând că lucrurile putem face mai multe din agricultură, împreună cu fratele meu a hotărât să extindem această activitate. Am început să luăm pământ în arendă, să cumpărăm. Pot să spun că în acest moment deținem în proprietate aproape 225 de hectare. Și lucrați cât? Lucrăm 600 de hectare de teren. În zona de Veselu, pe raza fostului IAS și fostului CAP de Veselu. Acum chiar ne aflăm în incinta fostului IAS de Veselu, care era un IAS foarte mare, care avea creștere vacă pentru lapte. La mult timp după ce am început activitatea aceasta de agricultori, propriu-zis, am achiziționat de la ANAF 5 grajduri ale fostului IAS, o să le vedem aici în jur, în care am continuat creșterea caprelor, mai avem și ceva, mai avem și alte animale, deocamdată pe caprele pentru lapte ne-am axat în principal, am făcut și investiții pe acest domeniu, agricultură și în continuare legumicultură și alte lucruri legate, conexe. Puțin știu, dar afacerea de familie a familiei Vicențiu Cremeneanu implică și creșterea de animale. Am dus mai departe creșterea animalelor. Bine, am continuat creșterea caprelor. Acum avem în fermă 100 de capre, dintre care 60 capre pentru lapte, din care facem brânză și vindem pur și simplu în... numai prietenilor, că nu facem față, dar facem o calitate deosebită. Animalele sunt crescute numai cu produse din fermă. Și ne-am făcut o rețea de clienți care sunt în majoritate colegi de ai noștri și prieteni. Cine are grijă totuși de aceste animale și ce vă doriți ca dezvoltare de la ferma aceasta de capre? Vrem să ajungem la un număr de 300 până în maxim 400 de capete de capre. Vrem să avem în fermă să facem și montă dirijată, adică să putem asigura și lapte proaspăt pe tot parcursul anului, să avem brânză proaspătă pe tot parcursul anului, iaurt. Ne adresăm unor clienți, deci facem vânzare la fiecare acasă, pur și simplu ducem la fiecare acasă. Nu vrem să intrăm în nicio mare rețea. Nu intrăm în competiție cu nimeni, nu vrem să intrăm în nicio rețea. Vrem să ne adresăm decât celor care ne cunosc, care știu, care văd că lucrăm în condiții ca într-o farmacie, pentru că asta consider că
pentru sănătatea umană, da? E important pentru un produs să fie foarte, să fie de calitate, să fie animalele întreținute așa cum trebuie și să poți să te adresezi unor clienți care te cunosc. Ei să știe în orice moment pot veni în fermă și să vadă că într-adevăr se fac lucruri și sunt investiții care le asigură că pot mânca cu încredere din produsele care le facem aici. Fonduri europene ați accesat? Nu. Ați accesa? Nu am avut nevoie. Ce ați dezvoltat aici este pe cont propriu? Ce am dezvoltat aici este o afacere care este pornită pas cu pas și de aceea avem, bineînțeles că astea sunt lucruri pe care le vom mai dezvolta în viitor, pentru că și pe această instalație de mult se mai pot face câteva investiții de viitor, aici în ferma de animale în grajd se mai pot face iar câteva investiții, nu numai și în ferma vegetală, dar le vom face pas cu pas și consider că atâta timp cât am făcut totul pe banii noștri, bineînțeles cu credite bancare, ne-a făcut mult mai responsabil de fiecare leuț. Probabil dacă luam fonduri europene, poate eram și grăbiți să luăm anumită gamă de utilaje, dar așa am cântărit foarte mult până luăm ceva. De aceea am luat și utilaje care sunt de valori foarte mari, după ce am analizat foarte, foarte mult timp. Aș vrea să mai vorbim un pic despre istorie în familia dumneavoastră. Înțeleg că bunicul dumneavoastră întreținea o familie din munca în agricultură. Exact. Bunicul întreținea copiii la școală și familia numai din creșterea animalelor și lucrul terenului. Și știu foarte bine că el avea o vorbă. Lucram pământul în parte și câștigam mai bine decât se câștigă acum, la voi după Revoluție. Și ce însemna în parte? Adică lua terenul de la cei care aveau pământ și nu lucrau și împărțeau 50-50%. Adică 50% lua cel care muncea și 50% cel care îl da în arendă. Și s-a descurcat foarte bine. Creștea animale, avea oi, vaci și cu un tăuraș crescut bine finisat, vindea un tăuraș bine ajuns la greutatea de vânzare și ținea copiii în școală. Vreau să vă întreb ce v-ar fi plăcut să fiți dacă n-ați fi fost Vicențiu Cremenea, nu fermier? În școală, dacă îmi plăcea mai mult partea artistică, mi-aș plăcut să fiu artist plastic, să pictez, să fac grafică, sculptură, dar neavând un liceu de profil, ulterior m-am gândit, mai ales în timpul liceului, în ultimii ani de liceu, că ar trebui să fac ceva care să împlinească ceea ce știam. Având în vedere că am trăit într-o familie de agricultori, am fost la muncile câmpului, am ajutat părinții la câmp, în vacanțe mergeam și la CAP, la recoltatul grâului, mergeam cu grâul la moară, strângeam baloții de pe câmp, mergeam în zootehnie, aveam și animale acasă, că bunicul creștea animale chiar înainte de 90, aveam oi și mergeam cu oile de fiecare dată în vacanțe. Am considerat că trebuie să duc mai departe și atunci am hotărât să facem agricultura. Și atunci și eu și fratele meu, prima dată am dat eu la facultate, apoi peste un an fratele meu, am continuat acest traseu prin Facultatea de Agricultură de la Craiova. Iată, ne-am urcat aici pe o semănătoare, nu întâmplător. Spuneți-mi, vă rog, pentru că văd că toate utilajele dumneavoastră sunt într-un mic hambar, sunt un fel de avere, un fel de bijuterie a familiei dumneavoastră. Despre ce utilaje putem vorbi aici? Am făcut acest hangar nu numai pentru a adăposti, pentru că pentru noi e foarte important adăpostirea utilajelor pe timpul iernii și nu numai, pentru că la valoarea acestor utilaje, noi considerăm că le putem, având grijă de ele, putem lăsa moștenire celor care vor urma după noi. Nu trebuie să uzăm utilajele mai mult stând în condiții neprilnice. Ele sunt adăpostite pentru a le mări durata de viață și, după cum vedeți, sunt utilaje cu care s-au lucrat deja două campanii, acestea în care suntem acum, și ele sunt într-o stare impecabilă. De aceea am și investit în utilaje foarte scumpe, care ne pot asigura, pe lângă o calitate deosebită a lucrării de semănat, și o perioadă mai largă, mai lungă de exploatare. Când ați făcut alegerea utilajelor, ce ați avut în vedere? M-am sfătuit și cu un prieten, un foarte bun tehnolog din județul nostru, un inginer agronom, coleg de facultate, care a lucrat în agricultură imediat după facultate și a fost tehnolog al unor investitori nemți care lucrau teren în județul Dolj și lucrând cu aceste utilaje, el lucra prin anii 90 cu aceste utilaje, cu Waderstadt. În România?
România. În România, da? De la utilaje aduse de fermieri, de un fermier german, da? De un fermier german care urca teren în județul Dolj. De atunci lucra cu autopropulsate, cu matro, lucra cu vată și asemănători și studiind împreună cu el ce alegere să facem, am hotărât că cea mai bună investiție e să luăm aceste asemănătoare și aceste utilaje. Colegul meu se numește Adrian Ignat. Da, lucrează în continuare în agricultură? Lucrează în continuare în agricultură, dar nu în cultura mare, în viticultură. Sunt doi băieți. Diferența între noi este de un an. Și lucrați alături de fratele dumneavoastră? Da, lucrăm împreună aici în fermă și ne completăm. Ne completăm unul pe celălalt. Dumneavoastră cred că sunteți destul de mult plecat de la fermă și atunci rămâne greul pe... Exact. El este în cea mai mare parte a timpului aici. Eu mai mult la sfârșit de săptămână, când timpul îmi permite, vin ca să organizăm treburile pentru săptămâna viitoare și să luăm deciziile care considerăm că sunt importante. Familia dumneavoastră înseamnă doar familie sau înseamnă și ceilalți prieteni pe care îi aveți și îi numiți familie? Păi acum poate mulți vorbesc așa ca să dea bine, dar noi am mâncat împreună când fugeam de acasă, mâncam bap la unii, bap la alții, fugeam de acasă, iarna mergeam și jucam hockey pe lacul înghețat, spărgea gheața cu noi și veneam și ne uscam decât la ei, la unul din ei, că avea părinții mai înțelegători. Noi chiar am fost o familie, că suntem cei care ne cunoaștem de când eram mici. Noi câți copii sunteți în gașca asta, să spunem? Suntem șase. Suntem șase care ne cunoaștem de când ne știm numai așa. Spuneți-mi o prostioară frumoasă pe care ați făcut-o împreună și de care țineți minte și vă amintiți la fiecare, să spunem așa, pahar de vin sau fiecare Crăciun sau la fiecare întâlnire. Noi avem multe. În general ne aducem aminte de cele întâmplate la școală, când nu știa să citească anumite cuvinte. Nu. Deci vă dați seama că colegii noștri de aici sunt oameni foarte simpli, simt cu un mare bun simț. La momentul acela... E nativ și nu se învață la școală. Exact, astea sunt lucruri. De aceea noi, de cele mai multe amintiri frumoase sunt legate de perioada în care jucam fotbal. Ne băteam la sfârșit, dacă cei care luau bătaie la fotbal, îi băteau pe ceilalți că erau mai buni la bătaie decât... Deci lucruri simple, nu avem așa de ce să ne aducem aminte lucruri care... Lucruri simple, în general, asta e la viața la țară, cu lucruri simple care pentru noi au o valoare.